fiecare poate fi monitorizat, fiecare victimă poate fi monitorizată. Uite, am să spun asta pe deget. Te rog frumos să întind un deget. Da? Și o să vedem aici pe degetel, da? Pe aparat aici o să-ți arate în legătură cu circulația ta, să vedem cât de bună este circulația. Ia uite, cât e? 100%. Înseamnă că ești cu minte, e sportiv. Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj a ales să marcheze Ziua Protecției Civile prin prezentarea pe Splanada Teatrului Național Craiova a mașinilor și echipamentelor din dotare, motiv de bucurie îndeoseb pentru copii. Uite, când e un foc, dau o veță chimică așa și vine pompierii. Am înțeles. Ție ți-ar plăcea să fii pompier? Da? Dar mașinile astea de pompier cum fac? Sirenele cum fac? Eu știu că fac uuuu. Și când salvează vieți, cu ce salvează vieți pompierii? Cu foc. Cu scara. Cu scara? Am înțeles. Ce mașini sunt astea? De pompieri. De pompieri. Dar ce fac pompierii? Ia spui și mie că eu nu știu. Ce fac pompierii? Sting focul. Mi-a explicat și eu nepoțelului meu că pompierii salvează și vieți, nu numai sting focul. Sunt cu mașina smurt, au și barcă, și scafandri. Smurtul ce face de ambulanță? Ce fac? Ambulanța salvează? Eu nu știu. Oamenii. Salvează oamenii? Duc ce la spital? Da. Da, tu ai vrea să devii pompier când o să fii mare? Păi eu știu că nu pot eu. Eu pot să mă joc cu sucarilele. Avem o serie de elemente muniție descoperite neexplodate pe teritoriul județului Dolj, precum și echipamente folosite noi în descoperirea acestor tipuri de muniții, de exemplu un detector de metale, avem costumul pirotehnic pe care îl folosim la manevrarea acestor elemente muniții. În prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj este unul dintre cele mai moderne din țară, grație unor dotări din fonduri europene accesate în ultimii ani. Putem să spunem că în ultimii ani Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj chiar a fost dotat cu tehnică de ultimă generație. Tehnică care micșorează timpul de intervenție, tehnică care poate să intervină în diferite situații de urgență, atât incendii, calamități, inundații, salvări de la înălțime, tehnică care a fost luată prin diferite proiecte și a venit și este în sprijinul cetățeanului. Și mâine, tehnica și materialele de intervenție vor putea fi văzute pe Splanada Teatrului Național.